Probă. Thank you.
Probă 2-10-2-10. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, bine ați venit la declarațiile de presă de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, susținute de domnul Lucian Nicolae Bode, ministrul român al Afacerilor Interne, și de domnul Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Republicii Austria. Permiteți-mi să adresez invitația de a lua cuvântul domnului ministru Lucian Nicolae Bode. Bună ziua tuturor, domnule ministru. Am primit astăzi vizita domnului Gerhard Karner, ministru federal de interne din Austria. Austria este un partener foarte important pentru România și agenda discuțiilor noastre de astăzi a vizat temele prioritare pentru statele noastre. Guten Tag und allen. Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir hatten heute den Besuch von Herrn Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres der Republik Österreich empfangen. Österreich ist ein sehr wichtiger Partner Rumäniens und das Agenda unserer Gespräche sah Prioritätsthemen für unsere beide Länder vor. Mă bucur că am avut ocazia să ne revedem la București. Întrevederea noastră la nivel politic, fiind o consecință firească a dialogului constructiv pe care l-am avut deja la nivel tehnic de experți în cadrul ministerelor noastre. De altfel, nu este prima întrevedere pe care am avut-o cu domnul ministru în cursul acestui an și cu siguranță nici ultima. Es freut mich, dass wir die Gelegenheit hatten, uns in Bukarest wiederzusehen. Unser Treffen auf politischer Ebene ist eine natürliche Folge
der aufbauenden Gespräche, die unsere Experten auf technischer Ebene geführt haben. Andererseits ist es nicht mein erstes Treffen mit meinem Amtskollegen in diesem Jahr und es ist bestimmt nicht das letzte. Am discutat despre cooperarea și coordonarea în plan bilateral și în plan european dintre România și Austria, în domeniul afacerilor interne și, bineînțeles, despre aderarea României la spațiul Schengen în cursul acestui an, obiectiv de importanță majoră pentru România. Wir haben über die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen Rumänien und Österreich auf bilateraler und europäischer Ebene im Bereich der inneren Angelegenheiten gesprochen und selbstverständlich über den Schengen-Beitritt, wenn möglich noch dieses Jahr, als ein Ziel mit hoher Wichtigkeit für Rumänien. Ulterior, discuțiile noastre au continuat la sediul Centrului Operațional de Coordonare al Poliției de Frontieră Română, unul dintre reperele activității noastre în ceea ce privește controlul și supravegherea frontierelor externe ale Uniunii Europene. De altfel, cu acest prilej, am avut ocazia să vedem împreună modul profesionist în care România asigură securitatea cetățenilor europeni. Im Nachhinein haben wir unsere Gespräche bei dem Lagezentrum für die operationelle Koordinierung der Grenzpolizei weitergeführt, eines der Meilensteine unserer Arbeit für die Kontrolle und Überwachung der Außengrenze der EU. Mit dieser Gelegenheit konnten wir zusammen die professionelle Weise, in welcher Rumänien die Sicherheit der europäischen Bürger sichert, miterleben. Este interesul nostru comun să discutăm constructiv despre ceea ce ne preocupă, astfel încât să deblocăm situația actuală și să continuăm să dezvoltăm relația bilaterală în spiritul valorilor europene. Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass wir konstruktiv über unsere Sorgen sprechen, damit wir über die jetzige Lage hinwegkommen und zusammen die bilaterale Beziehung im Geiste europäischer Werte weiterentwickeln. În cadrul discuțiilor avute, l-am asigurat pe domnul ministru că am înțeles foarte bine preocuparea Austriei în ceea ce privește gestionarea migrației ilegale și, drept dovadă, ne-am implicat foarte activ în lupta împotriva acestui fenomen, atât la nivel bilateral, cât și la nivel european. Im Rahmen unserer Gespräche habe ich meinem Amtskollegen versichert, dass wir sehr gut die Sorgen Österreichs verstehen bezüglich der illegalen Migration und als Beweis dafür auch wesentlich aktiv in der Bekämpfung dieses Phänomens mitgewirkt haben, sowohl bilateral als auch auf europäischer Ebene. Însă, o spun cât se poate de deschis. Acum, când am depășit emoția momentului 8 decembrie 2022, vreau să se înțeleagă foarte bine că echilibrul dintre drepturi și obligații este esențial. Și nu este firesc ca noi, România, să ne asumăm numai obligații fără a beneficia de drepturile care ni se cuvin. Aber ich sage es ganz offen. Jetzt, wo wir die Emotionen des Augenblicks 8. Dezember hinter uns haben. Ich möchte, dass es sehr klar zu verstehen ist, dass ein Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten auf europäischer Ebene essentiell ist. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir, Rumänien, nur Verpflichtungen entgegennehmen dürfen, ohne uns den Rechten freuen, die uns zustehen. România contribuie constant și activ la eforturile generale de consolidare a securității Uniunii Europene, și este unul dintre principalii contributori în acest sens. Abordăm cu toată seriozitatea rolul de stat membru care asigură protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și indirect și indiferent de situație, aplicăm aceleași standarde înalte, iar rezultatele pe care le avem vorbesc de la sine. Rumänien trägt aktiv und nachhaltig zu den allgemeinen Anstrengungen für die EU-Sicherheit bei und ist einer der Leistungsträger in diesem Sinne. Wir nehmen unsere Rolle als Mitgliedstaat sehr ernst an und wir versichern die Außengrenzen der EU. Egal in welcher Lage, wenden wir immer die gleichen hohen Standards, wobei die Ergebnisse, die wir haben, dafür selbstsprechend sind. Din decembrie 2022 și până în prezent, am reușit să punem în mișcare o serie de inițiative și acțiuni atât la nivel bilateral, cât și la nivel european. Seit Dezember bis heute konnten wir eine Reihe von Initiativen und Handlungen generieren, sowohl bilateral als auch auf europäischer Ebene. Concret, vreau să amintesc cel mai recent exemplu
respectiv participarea României în proiectul pilot de la frontiera cu Serbia, proiect propus de Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din luna februarie acestui an. Konkret erwähne ich das letzte Beispiel mit der Teilnahme Rumäniens zu dem Pilotprojekt bei der Grenze mit Serbien, vorgeschlagen durch die Europäische Kommission für die Durchsetzung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates im Februar dieses Jahres. Implicarea noastră s-a materializat rapid, chiar astăzi având loc întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a discuta stadiul implementării acestui proiect pilot, care a pornit de fapt de la bunele practici dezvoltate de țara noastră în domeniul azilului, returnării și gestionării frontierelor. Unsere Mitwirkung hat schnell Früchte getragen. Den schon heute fanden Treffen mit den Vertretern der Europäischen Kommission statt, um über den Stand der Implementierung des Pilotprojektes zu sprechen, der eigentlich auf die Best Practices unseres Landes im Bereich Asyl, Rückführung und Grenzmanagement aufbaut. De altfel, așa cum am subliniat în cadrul discuțiilor de astăzi, România s-a alăturat acestui proiect pilot pentru a da un semnal clar privind angajamentul profund pentru gestionarea provocărilor generate de migrație și pentru a arăta încă o dată că acționăm întotdeauna în spiritul solidarității și responsabilității europene. So wie wir heute unterstrichen haben, ist Rumänien in diesem Projekt eingestiegen, um ein klares Zeichen unseres tiefen Engagements für die Verwaltung der Herausforderungen der Migration zu setzen und um erneut vorzuzeigen, dass wir im Geiste der europäischen Solidarität und Verantwortung arbeiten. Avem șansa de a valorifica constructiv experiența noastră și suntem alături de Austria și de toate statele membre afectate de problematica migrației, pentru că aceasta este o provocare pentru întreaga Uniune Europeană, iar România, din poziția strategică în care se află, joacă un rol cheie în securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Wir haben die Chance der konstruktiven Verwertung unserer Erfahrung und wir stehen Österreich und anderen Mitgliedstaaten, die durch die Migrationsproblematik betroffen sind, bei, denn dies ist eine Herausforderung für die EU insgesamt. Rumänien, durch ihre strategische Lage, spielt eine Schlüsselrolle in der Sicherung der EU-Außengrenzen. În acest context, i-am transmis domnului ministru că procesul de aderare a României la spațiul Schengen trebuie să se finalizeze în anul 2023. Prin modul în care s-a născut ideea europeană de spațiu fără controle la frontierele interne, aderarea la spațiul Schengen nu este doar un deziderat al României, ci este un drept instituit prin tratatele pentru toate statele membre. In diesem Rahmen habe ich meinem Amtskollegen mitgeteilt, dass der Beitrittsprozess Rumäniens im Jahre 2023 zum Schengen-Raum weitergeführt werden muss. Durch die Art und Weise, in welcher die europäische Idee des Raumes ohne innere Grenzkontrollen geboren wurde, ist es nicht nur ein Wunsch Rumäniens, sondern auch ein Recht, das in den Verträgen für alle Mitgliedstaaten vorgesehen ist. In acest sens, vă asigur că avem determinarea de a coopera strâns la nivelul instituțiilor noastre, pentru că suntem foarte hotărâți să ajungem la o soluție pe parcursul acestui an. România este parte a acestei soluții, nu a problemei. Am dovedit acest lucru în mod concret, progresele fiind vizibile, iar partea austriacă a avut ocazia astăzi să se convingă încă o dată de acest lucru. In diesem Sinne versichere ich Ihnen, dass wir die Entschlossenheit besitzen, sehr eng auf Ebene unserer Behörden zusammenzuarbeiten, denn wir sind entschlossen, zu einer Lösung so schnell wie möglich zu kommen, auch im Laufe dieses Jahres. În ceea ce privește deciziile luate astăzi, am agreat un plan de acțiune pentru prevenirea migrației ilegale și am semnat 3 documente de cooperare după cum urmează. Bezüglich der heute getroffenen Entscheidungen haben wir einen Aktionsplan für die Vorbeugung der illegalen Migration beschlossen und 3 Zusammenarbeitsvereinbarungen unterschrieben. În primul rând, am semnat memorandumul de înțelegere pentru cooperarea consolidată în punctul de contact Oradea, prin care vom dezvolta cooperarea foarte bună pe care o avem la nivel operațional. Ne bucurăm că partea austriacă va putea trimite din nou, sperăm începând cu 1 iunie 2023, un ofițer de legătură la Oradea.
Erstens unterschrieben wir das Memorandum zur engeren Zusammenarbeit in dem Kontaktpunkt Oradea, durch welches wir unsere jetzige sehr gute operative Zusammenarbeit verbessern wollen. Es freut uns, dass die österreichische Seite erneut einen Verbindungsbeamten in Oradea hoffentlich ab dem 1. Juni 2023 schicken wird. Apoi am semnat memorandumul între Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria și Poliția Națională din Ungaria de stabilirea unor patrule comune ungaro-austriece în zona și în punctul de trecere a frontierei Nădlac 2. Prin acest document ne angajăm o dată în plus, alături de Austria și de Ungaria, să luptăm împotriva migrației ilegale. Dann unterschrieben wir auch das Memorandum zwischen dem Ministerium für Innere Angelegenheiten von Rumänien, dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich und der Nationalen Polizei von Ungarn für die Festlegung gemeinsamer ungarisch-österreichischer Streifen bei dem Grenzübergang Csanádpalota-Nádlac 2. Durch dieses Dokument nehmen wir uns einmal mehr vor, zusammen mit Österreich und Ungarn entschieden, bei der rumänisch-ungarischen Grenze gegen die illegale Migration zu kämpfen. Nun, ultimul rând, am semnat un aranjament comun cu privire la stabilirea de acțiuni comune pentru gestionarea migrației ilegale pe ruta est-mediteraneană. În mod concret, vom putea trimite un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne la Viena în cadrul platformei comune de cooperare care să lucreze alături de experți austrieci și cei din alte state membre în domeniul luptei împotriva migrației ilegale. Nicht letztens, Ende. Unterschrieben wir eine gemeinsame Vereinbarung für gemeinsame Handlungen zur Verwaltung der illegalen Migration auf der östlichen Mittelmeerroute. Konkret können wir einen Mitarbeiter des rumänischen Ministeriums für Innere Angelegenheiten bei der Joint Coordination Platform im BMI entsenden, der zusammen mit Experten aus Österreich und anderen Mitgliedstaaten in den Kampf gegen illegale Migration mitwirken wird. Acestea sunt cele mai recente progrese pe care le-am făcut la nivel bilateral și care sunt convins că vor contribui la deblocarea situației în care ne aflăm din decembrie anul trecut. Das sind die letzten Fortschritte, die wir bilateral erarbeitet haben und davon bin ich überzeugt, auch zur Überwindung der Lage, in welcher wir uns seit Dezember des Vorjahres befinden, beitragen werden. Ca de fiecare dată, acționăm solidar și responsabil în gestionarea provocărilor europene și avem o contribuție activă în găsirea de soluții constructive pentru problemele comune. Am toată încrederea că astăzi Austria s-a convins că spațiul Schengen va fi mai puternic și mai rezilient cu România, țară membră Schengen. Vă mulțumesc! Wie jedes Mal handeln wir solidarisch und verantwortungsvoll in der Bearbeitung der europäischen Herausforderungen und werden aktiv für das Herausfinden von konstruktiven Lösungen zu den gemeinsamen Problemen beitragen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nach den heutigen Gesprächen und Besuche Österreich auch der Meinung mit beitragen wird, dass Rumänien näher am Schengener Raum treten kann. Vă mulțumim. Adresez invitația de a lua cuvântul domnului Gerhard Karner, Ministrul Federal de Interne al Republicii Austria. Ja, sehr geehrter Herr Minister, lieber Lucian Bode, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem abschließenden Pressegespräch. Stimate domnule ministru, stimați invitați, permiteți la rândul meu să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă vorbi astăzi la această relație de presă. Bedanke mich bei meinem Amtskollegen Lucian Bode für dieses sehr intensive, sehr gute und vor allem notwendige Arbeitsgespräch, das wir heute hier in Bucharest durchführen können. Îi mulțumesc omologului meu, domnul ministru Lucian Bode, pentru discuțiile foarte deschise, actuale și necesare pe care le-am avut astăzi. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder telefonisch, Videokonferenz, aber auch persönlich intensiven Kontakt mit sehr direkten Gesprächen, mit sehr klaren Gesprächen, durchaus auch mit sehr deutlichen Gesprächen. Aber das ist notwendig, wenn es um die Sicherheit unserer Bevölkerung geht. În ultimele săptămâni am avut numeroase contacte, inclusiv telefonice, dar și apeluri video cu domnul ministru Bode, în care am purtat discuții deschise, absolut necesare, câteodată chiar și cuvinte mai grele, dar care au trebuit să fie spuse. Und ich habe heute vor Beginn der Gespräche gesagt, dass im Wesentlichen drei Themenbereiche sind. Am spus deja de astăzi că avem trei teme principale, die wir heute besprechen wollen und wo wir auch entsprechende Erklärungen dazu unterzeichnet haben. Și am și semnat acorduri în consecință. Nämlich der Kampf gegen die Schlepperkriminalität und den Asylmissbrauch, wo ich mich explizit auch an dieser Stelle nochmal bedanken möchte bei den rumänischen Polizeibehörden. Lupta împotriva călăuzelor
și abuzului la azil, în care trebuie să menționez neapărat rolul foarte important al poliției române, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale. Wo es zuletzt immer wieder gelungen ist, durch die gute polizeiliche Zusammenarbeit, s-a reușit foarte bine ca prin cooperarea noastră polițienească să și arestăm inclusiv călăuze de origine română. Das zweite Thema war das Thema der EU-Außengrenzen. A doua temă a fost frontiera externă UE. Wo wir beim Außengrenzschutz gemeinsam als Europäische Union, als Druck auf die Europäische Kommission einfach besser werden müssen, weil wir hier einen besseren, einen effektiveren Grenzschutz nach außen brauchen. Pentru protecția frontierelor externe avem nevoie de o presiune mai mare pe care o să o punem asupra Comisiei Europene pentru a obține o formă superioară de securitate la frontierele externe. Denn dass dieser Außengrenzschutz nicht funktioniert, zeigt das Beispiel Österreich, wo wir im letzten Jahr 110.000 Asylanträge hatten, über 100.000 Aufgriffe, davon 80.000 erstmals in Österreich registriert. Ca un exemplu că această formă de protecție a frontierelor externe nu funcționează pe deplin, este și faptul că anul trecut în Austria am avut peste 110.000 de persoane intrate ilegal, din care peste 80.000 nu au fost înregistrate. Und daher auch der Beschluss der Staats- und Regierungschefs im Februar erstmals den gemeinsamen Willen zu erklären, dass man hier auch die Außengrenzländer finanziell und technisch unterstützt. De aici și concluziile Consiliului European din februarie acest an, între care se regăsește și necesitatea de a și sprijini și finanța statele care gestionează frontiere externe. Und besonders beeindruckt hat mich auch in den Gesprächen mit dem Herrn Minister die Fortschritte, auch was das Pilotprojekt betrifft, das auch von der Kommission unterstützt wird und wo ich zugesagt habe, dass ich auch die Kommission darauf drängen werde, auch rascher diese Unterstützung zu bringen. M-a impresionat foarte mult din discuția pe care am avut-o astăzi cu domnul ministru, ceea ce mi-a prezentat ca elemente de progres în proiectul pilot pe care îl dezvoltăm cu susținerea Comisiei Europene și îmi asum pe această cale că și eu voi sprijini România în cadrul acestui proiect pilot în fața Comisiei pentru a obține tot ceea ce este necesar. Weil ich den Eindruck habe, dass gerade bei diesem Pilotprojekt, bei den schnelleren Verfahren, auch bei den Rückführungen, große Fortschritte auch gemacht wurden, aber weitere Fortschritte notwendig sind, aber mit Unterstützung der Kommission. Am impresia că tocmai în cadrul acestor proiecte pilot, unde s-au semnalat până acum progrese semnificative, în special pe proceduri accelerate sau pe returnări, este nevoie în continuare de sprijin substanțial, iar acest sprijin doriți să-l obținem împreună și la Comisie. Und daher haben wir eben diesen Aktionsplan gegen illegale Migration, gegen Asylmissbrauch auch unterzeichnet. Der Herr Minister Bode hat auch die Punkte angesprochen mit Verbindungsbeamten in Wien bei JCB oder Verbindungsbeamten letztendlich in diesem Dreiländereck mit trilateralen Streifen. Tocmai de aceea am și semnat astăzi un plan de acțiune pentru combaterea migrației ilegale, în care, așa cum a precizat domnul ministru anterior, se regăsesc deja măsuri punctuale pe care vrem să le întreprindem, spre exemplu trimiterea unor lucrători de poliție din România la JCP, la Ministerul Federal de Interne Austriac, sau trimiterea unor lucrători austrieci în zona celor trei state la frontiera cu Ungaria, la Nădlac. Weil es einfach notwendig ist, dass wir sehr rasch sicherstellen den polizeilichen Datenaustausch. Wenn wir sehen, dass von bestimmten Staatsbürgern die Anzahl der Asylanträge, der illegalen Grenzübertritte steigt, dann brauchen wir sehr rasch den direkten polizeilichen Kontakt. Este necesar ca atunci când constatăm că crește numărul anumitor cetățenii care apar la noi, să putem să avem instrumente de a face schimb de informații pentru a putea reacționa imediat la aceste tipuri de modificări în statistici. Und der Herr Minister hat es auch gesagt, wir waren zuletzt jetzt bei diesem Termin bei der Grenzpolizei, wo die Verantwortlichen eine sehr eindrucksvolle Präsentation darüber gemacht haben, was hier geleistet wird. Am fost și la ultimul punct din program, la Poliția de Frontieră, unde împreună cu domnul ministru am putut să vedem ce lucruri minunate fac colegii la Poliția de Frontieră pe zona lor de responsabilitate. Und das bestärkt mich letztendlich in der Frage, was ich auch immer gesagt habe und was ich auch in Zukunft sagen werde. Rumänien und Innenminister Bode ist mein Partner. Tocmai asta îmi dă puterea să susțin acum că România și ministrul de interne Bode este partenerul meu. Wenn es darum geht, dass wir auf europäischer Ebene Allianzen schmieden, Allianzen schaffen, die entsprechend Druck auf die Kommission macht, damit wir das System insgesamt verbessern. Pentru a putea crea presiune la nivel european, inclusiv cu Comisia Europeană, pentru a putea îmbunătăți sistemul nostru de securitate internă. Denn ich habe großes Verständnis für das, für den Wunsch auch meines Kollegen und der rumänischen Bevölkerung, möglichst rasch auch diesen Schritt auch zu machen, wenngleich er schwierig ist, wenn wir auch sehen, dass beispielsweise auch die österreichische Bevölkerung an der Grenze zu Deutschland kontrolliert wird, dann sehen wir, dass das Gesamtsystem einfach nicht funktioniert. Und daher bin ich sehr dankbar über jeden starken Partner in dieser Frage.
Am mare înțelegere pentru doleanța domnului ministru și pentru așteptările poporului român în ce privește următoarea etapă de aderare la spațiul Schengen, dar încă la momentul de față trebuie să gândiți că inclusiv cetățenii austrieci au aceeași dilemă în momentul în care se supun unor controle cu Germania. Das heißt, wir haben in diesem Bereich wirklich gute Fortschritte gemacht. Wir sind auf gutem Weg. Am făcut progrese foarte bune, suntem pe calea cea bună. Es ist noch ein weiter Weg. Dar trebuie să vă și spunem că mai este încă o cale lungă. Aber entscheidend ist, dass wir gemeinsam intensiv und hart zusammenarbeiten und ordentlich und deutlich miteinander reden. Und für diese Deutlichkeit, für diese klare Sprache möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken und vor allem für die exzellente Zusammenarbeit im Sinne der Sicherheit unserer Bevölkerung. Trebuie să vă mulțumesc în primul rând pentru colaborarea noastră excelentă, pentru cuvintele pe care le rostim, pentru faptul că dialogăm și pentru faptul că putem vorbi în continuare împreună pentru a atinge obiective prioritare pentru ambele țări. Bine ați venit! Vă mulțumim, declarațiile de presă s-au încheiat. Vă mulțumim pentru participare. Thank you.